Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit! O nouă ediție a emisiunii Din Lumea Satului, iată, stă să înceapă. Am ieșit afară. Ne dor de primăvară, nu? Vreau să vă spun că din lumea satului, adunate, cu grijă aranjate și frumos prezentate și înapoi la lume date, vor fi toate subiectele din această emisiune care eu sper că vă vor captiva. Așa cum au fost captivați în Evul Mediu cei care au cutreierat țara Bârsei și au numit-o pentru frumusețile ei Mica Transilvanie. Pe semne că veți fi captivați în continuare și de proiectele pe care un primar din Neamț le are și, bineînțeles, abia aștept să ajungem la un capitol care mie îmi place foarte mult. Capitolul despre trandafiri vom vorbi astăzi, dragii mei, trandafirii de Damasc. O să vedeți că va fi un reportaj absolut extraordinar. Ei, și primul subiect a fost ales de colegii mei. Eu le-am spus că pot să facă ce vor. Și ei mi-au spus că este secret. Dar eu am aflat secretul. Ei, fiindcă Adriana a aflat subiectul, îi fac eu acum o surpriză. Așadar, domnule director general, ANIF, Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare, o instituție care are în coordonare câteva domenii deosebit de importante și mă refer la infrastructura în irigații, desecări, combaterea eroziunii solului. Nici nu știu cu ce să începem. Care este mai important? Cred că toate. Toate sunt foarte importante, toate activitățile din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Important este în ce măsură veți reuși să le duceți la bun sfârșit, pentru că probleme, în mod deosebit financiare, sunt, slavă Domnului. Sunt probleme financiare. Eu pot să vă spun că sunt de 6 luni în cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Ce pot să vă spun? Lucrăm. Nu am găsit la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare o strategie de dezvoltare a acestei agenții. Uh-huh. Pot să vă spun că pe perioada 2007-2013, pe proiecte pe fonduri europene, la nivelul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, strategia de dezvoltare a acestei agenții nu se regăsește. Ce ar trebui să prevadă această strategie pe termen mediu și lung, probabil, păi, vă referiți la așa ceva? Este foarte importantă, pot să vă spun că pentru perioada 2014-2020, după cum știți, lucrăm la o strategie de dezvoltare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare pe mai multe domenii. În primul rând, după cum știți, în proiectele pe fonduri europene pe anul 2014-2020, orice instituție publică poate să-și acceseze fonduri pentru reabilitarea, în primul rând, a spațiilor în care își desfășoară activitatea. Noi, la nivelul ANIF-ului, pentru desfășoarea activității, știți, după cum știți, avem cele 41 de județe plus centrală 42 de locații care, de atâta timp nu au fost reabilitate, nu au nimic făcut partea electrică. Să înțeleg că vă gândiți în primul rând la asigura condiții optime de lucru pentru personalul din sector. În primul rând, vreau să vă spun că planul acesta de dezvoltare pe care ANIF vrea să-l implementeze pentru perioada 2014-2020 are niște etape, atât de la logistica de a funcționa Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cât și la partea tehnică, ce am discutat mai devreme, partea de irigații, de desecare și de combaterea eroziunii solului. Dar dotarea este posibil ca pe transfrontalier, numai pe România-Bulgaria, să fie în jur de 300 de milioane de euro fonduri pentru dotări cu utilaje. De care, ce înseamnă asta? Ce utilaje? La ce excavatoare. Exact ce ne trebuie nouă pentru canalele de desecare, de protecție, de îmbunătățiri, de reparații la infrastructură. Deci buldoi, excavatoare, motopompe, mașini de transport. Și puteți accesa fonduri europene pentru aceste obiective? Da. Deci de acum se poate. Se pot accesa. Pentru urmând ca
pentru irigații. Știți, în perioada 2007-2013, infrastructura principală de irigații pe care ANIF o are în administrare nu au putut fi accesate fonduri europene. Deja se face pentru noul program operațional. Dar o parte, iarăși vă întrerup, o parte din aceste sisteme de irigații au trecut în coordonarea, în administrarea, nu știu dacă e bine așa, mă corectați dacă n-am pronunțat, n-am spus bine, a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații. Da. Ei ce fac în această situație, în situația, în cazul în care i-au preluat o parte din sistemele de irigații, ce fac ei, ce face agenția? Deci, după cum știți, foarte multe amenajări de îmbunătățiri funciare reprezintă din infrastructura secundară de la canalul principal și stațiile care sunt în gestiunea ANIF-ului. Celelalte SPP-urile și infrastructura secundară sunt date atât în proprietate cât în administrare, cât pe o perioadă de 49 de ani sau pe 5 ani sunt date în administrarea acestor organizații. Aceste organizații în perioada 2007-2013 cât și în 2016-2020 pot să acceseze pe fonduri europene, pe PNDR, reabilitarea acestor amenajeri de irigații. Sume destinate acestei reamenajări. 1 milion de euro pe fiecare amenajare de irigații secundare. Avem situații în țară care până acum procedat la accesarea de fonduri pentru reabilitarea sistemului de irigații. Este planul PNDR-ului din cadrul Ministerului Agriculturii. Deci sunt prevăzute... Nu e mai mult bucătăria ANIF-ului. Dar pot să vă spun, știam la un moment dat că sunt în jur de 135 sau 140 care au aplicat pentru 2007-2013 acel milion de euro pentru refacerea infrastructurii secundare. Urmând, dacă în cazul în care sistemul de irigații acei bani pentru infrastructura secundară nu ajung, după ce se face procesul verbal de recepție și toate lucrurile astea, poate să aplice iarăși acel milion de euro pe următoarea sesiune de proiecte 2016-2020. Deci, agenția ANIF-ul are practic în administrare directă de la prima stație de pompare și canalele magistrale, nu? Exact, asta este. De acolo încolo, de la SPP-uri, stațiile de punere sub presiune, sunt date acestor organizații, care aceste organizații au putut beneficia și beneficiază și în perioada următoare 2016-2020 pentru reabilitarea acestei infrastructuri de irigație. Să trecem la desecări mai întâi, pentru că este tot în administrarea noastră, cum spuneam mai devreme, și la fel de important, pentru că, iată, sunt perioade ca acestea sau și altele când au fost probleme deosebite cu excesul de umiditate, cu băltiri pe suprafețe imense, cu inundații. Cum stăm la acest capitol? Pentru că lucrările de irigații, din câte știu, pe cele 3 milioane și jumătate despre care tot se vorbește, au fost făcute cam în paralel cu cele de desecare. Da. Ce pot să vă spun? Situația și la momentul de față, pot să vă spun că pe zona Ialomița, Brăila, Dolj, Rast, m-am deplasat în teren pe situații de urgență, unde m-am întâlnit atât cu reprezentanții de la ISU și cu domnul prefect în toate zonele privind Ialomița, Călărași, Dolj. Pot să vă spun că în aceste zone, stațiile noastre de desecare funcționează în condiții normale. Ce vreau să vă spun, la nivelul... Ele sunt stațiile de desecare despre care vorbiți, sunt în administrarea agenției sau iarăși a organizațiilor utilizatorilor de apă? Sau... Sunt în a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. O parte. Unele sunt și predate la federații. Bun. Dar pot să vă spun că la momentul acesta în țară funcționăm pe 174 de stații de desecare pentru a elimina acel luciu de apă și a evita inundațiile în zonele unde sunt case și sistemele noastre hidrotehnice. Tot ce pot să vă spun că toată cheltuiala pe care noi o facem cu acest consum de energie pe stațiile de desecare sunt date pe situații de urgență și prin ordin al prefectului, ordin comun cu Ministerul Agriculturii, și toată cheltuiala se suportă din bugetul ANIF-ului. Combaterea eroziunii solurilor. Da. Un aspect, iarăși, deosebit, pentru că vorbim de protecția solurilor și, de asemenea, cât este el de important, este tot atât de mult neglijat. Și a fost neglijat după 1990, motivându-se întotdeauna lipsa fondurilor pentru asemenea lucrări. Nu mai vorbesc de lucrări noi, nici măcar pentru întreținerea celor deja existente. Tocmai eu vă spuneam mai devreme că noi am făcut, am,
am demarat când am venit aici pentru a interveni pe fonduri europene pentru aceste lucrări de ces și de desecare în programul operațional de infrastructură mare. Noi sperăm să fim ca agenție incluși, dar foarte important, sunt fondurile atât alocate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cât și a Consiliului Județene și Unităților Administrativ Teritoriale, să intre în parteneriat cu ANIF-ul și să creăm acele proiecte prin care finanțările să vină atât de la noi cât și de la ei. Deci fiecare din aceste structuri să-și prevadă în capitole speciale în bugetele lor, da, pentru asemenea lucrări. Asta a fost, de exemplu, și vă dau un exemplu foarte important, sunt niște lucrări foarte mari de ces în zona Vâlcea, unde sunt în Prahova, unde sunt foarte mari probleme pe alunecări de teren. Au venit aceste proiecte la noi în Comisia Tehnică de aprobare, în CTU-ul ANIF-ului. Și chiar punctul meu de vedere a fost ca această sursă de finanțare să o asigure și Consiliul Județean și unitățile de administrare. Deci, cu alte cuvinte, toată lumea trebuie să fie interesată în protejarea terenurilor. Știm și știți și cred că știu toți specialiștii, cel puțin cei din domeniu, că un centimetru de sol se realizează într-o sută de ani, în medie, și poate fi distrus, nu un centimetru, câțiva centimetri buni, chiar zeci de centimetri într-o sfert de oră în urma unui ploi torențiale, dacă zona respectivă nu este protejată. Așa este. Eu cred că și cei care administrează suprafețele împădurite, instituțiile din zona RNP, din a pădurilor, trebuie să aibă grijă să-și prevadă asemenea sume pentru asemenea lucrări, pentru lucrări de combatere. Chiar ar trebui implementat că la nivelul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare este un tarif. Trebuie aplicat un tarif IF. Acest tarif IF... Tarif pentru ce? Exact pentru parte de irigații, parte de desecare, parte de combatere a eroziunii solului. Da, o să vorbim și în ce măsură... Aș vrea totuși să punctăm mai serios aspectele privind combaterea eroziunii solului, pentru că, așa cum spuneam, este o zonă total neglijată și asupra cărei ar trebui să intervină, probabil nu numai agenția, și celelalte instituții la care noastră făceați referire. Ce trebuie făcut? Unde trebuie umblat astfel încât să ne protejăm mai bine terenurile pe care le avem, pe care le au fiecare structură în partea unei exploatare? Eu cred că cel mai important lucru este și cred că se poate realiza combaterea eroziunii solului numai prin aplicarea proiectelor pe fonduri europene. Pentru cred că bugetul de stat poate să suporte aceste cheltuieli din surse proprii. Ca și pentru sistemul de irigații, de altfel. Exact. Trebuie luate măsuri și completate sumele de la buget cu cele din fonduri europene sau invers. Exact. Ce pot să vă spun pe partea de irigații? După discutam mai devreme că există posibilitatea ca noi să ceilalți să-și facă infrastructura secundară, iar infrastructura principală să nu putem să o asigurăm noi din fonduri de la bugetul de stat. După cum v-am spus, domnul ministru Constantin ne ajută foarte mult, ne sprijină, v-am spus cele 56 de proiecte care sunt 823 de mii de hectare care ar fi funcționale și viabile la momentul acesta, dintre care pe 740 de hectare se poate, de mii de hectare, în momentul de față, pe vechea și reabilitate. Cât mai sunt 10-15% reabilitate, dar pe vechea infrastructură, în momentul de față, se poate da apă. 740 de mii de hectare. Da, la nivelul vorbeați... ANIF. Eu am venit și din discuțiile pe care le-am avut cu aceste organizații și cu fermierii, am mers foarte mult timp pe teren de când am venit, m-am spus, sunt de 6 luni și am vrut să iau contact cu toți fermierii și să văd problemele și necesitatea de care ei au nevoie din partea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Pot să vă spun care au fost cele mai importante? Cea mai importantă este această aripă a sistemului de irigații. Dar întotdeauna când mergeam în teritoriu, fermierii și organizațiile constituite în federații îmi reproșează un singur lucru. Domnul Baru, sunt foarte mari pierderi. Există pierderi de apă și de 75%, 80%. Atunci, după ce am mers în teren, m-am gândit și am găsit o soluție foarte bună. Am adus lângă mine
trei proiectanți foarte buni în sistemul de irigații și oameni tehnici și am găsit soluția viabilă pe care e în stadiu de proiect pilot, este prinsă în bugetul ANIF-ului și în vara acestui an se va implementa, să fac un proiect pilot prin impermeabilizarea acestor canale. Dar să știți că e o lucrare deja demarată cu mulți ani în urmă. Au fost impermeabilizate câteva canale magistrale, nu știu câte să spun, dar la una din astfel de lucrări, am fost prezent la în timpul efectuării lucrării. Impermeabilizare numai cu geomembrană. Cu geomembrană și cu plăci deasupra. Nu. Numai așa? Soluția mea este impermeabilizarea numai cu geomembrană. Deci peste canalele existente se vine cu acea membrană, geomembrană, care asigură pierderi decât din evaporare de 1%. Perfect, dacă se poate realiza. Important este... Le avem și la Brăila și la Constanța, un canal la Brăila, un canal la Constanța. O să vă invităm și pe dumneavoastră, deci 100% anul acesta, cele două canale vor fi inaugurate. Uh-huh. Și dacă acest proiect este bun și este viabil și este, toate canalele de acum înainte pe irigație, cu siguranță este viabil. Cu siguranță sunt viabile, pentru că e vorba de pierdere de apă și indiferent de modalitatea tehnică pe care o abordați, important este să nu se piardă apă. Plus că se reduc foarte mult cheltuielile cu întreținerea și reparația. În afară de consumul de energie scade drastic. Noi am încercat, știți, după cum știți, că sistemul avem o reducere a tarifului, am mers în bursă. Exact aici vreau să ajung acum, mi-ați luat un pic înainte. Care sunt tarifele? Le duceți apa în canalul magistral, ei preiau apa, probabil o contorizează, cu siguranță. Da, prețul tarifului de... Cât plătesc cu oamenii ăștia pe metru cub, pe hectar, care sunt tarifele? Pe 1000 de metri cub se plătește. Pe 1000 de metri cub. Prețul tarifului de livrare a apei foarte important este costul energiei, după cum știți. Noi am... Energia este suportată de către stat? În parte? Nu mai este. Nu este subvenționată, nu este. Dar pot să vă spun că noi, față de în 2014 și în 2013, am avut o reducere a prețului, ne-am acreditat și am mers pe bursă pentru a achiziționa această energie. Am scăzut cu 20%, urmând ca în anul acesta să mergem iarăși în bursă și aș vrea să mai avem încă 7 puncte procentuale. Deci de la 2013 până acum putem să ducem energia până la 30% o reducere a energiei. Și la bursă cumpărați energie numai pentru agenție sau și pentru utilizatorii ceilalți? Numai pentru Agenția Națională. Deci pentru ceea ce duceți în canalul magistral. Ce ducem în canalul magistral. Care sunt contorizate, se fac procese verbale cu organizațiile, când se dă drumul la sezonul de irigații, se notează consumul, se fac procese verbale între organizații și reprezentanții noștri tehnici din țară. Deci din punct de vedere al corectitudinii și al prețului corect și al veniturilor pe care noi le realizăm, dar nu sunt venituri, să nu credeți că obținem profit. Noi decât suntem, decât furnizăm această energie. Bun. Și totuși diferențe în ceea ce privește tarifele de irigat, vorbesc de treapta întâi până la treapta a patra, sunt destul de mari. Pentru că și costurile, ca să împingi apa la treapta a patra, nu se compară cu cealaltă. De ce trebuie să îndreptățim pe agricultorii din treapta a patra sau a treia? Cum s-ar putea rezolva acest lucru? Ar putea să fie uniformizat acest tarif? Diferența asupra tarifului la treapta a doua și treapta a treia sunt pierderile. Dacă noi am implementat acest proiect pilot pe toate canalele cu această geomembrană, prețul nu ar fi... Da, pierdere sunt în magistrale, în mod deosebit. În cele mici, în sistemele de la SPP, nu prea mai sunt pierdere. Da, dar sunt înregistrate. Le suportă consumatorul final și inclusiv pierderile din magistral. Exact. Da, este. Ar fi o reducere substanțială. Oricum, diferența va rămâne. Deci, cumva trebuie. Știu că agricultorii acuză de ani de zile acest aspect și solicită o reducere a costurilor. Totdeauna în teritoriu, același lucru îmi spunea toată lumea. Domnul Bărb, încercați să rezolvați aceste pierderi de apă. Și am chemat 3 proiectanți, chemat oameni tehnici și eu am zis, nu există. Nu există soluție care nu se poate să fie aplicată. Și nu, întotdeauna am fost pe deviză, nu se poate, niciodată nu am fost. Domnul director general,
aveți strategie, văd că vă preocupă foarte mult toate aceste segmente de activitate, să le spun așa. Bani sunt așa cum sunt, oameni aveți în teritoriu, oameni cu care să puneți în practică aceste strategii la care făceați referire. Ați intrat în alt aspect pe care l-am făcut exact când am venit în ANIF. Pot să vă spun, la nivelul Agenției Naționale la Bunătății Funciare, la momentul acesta sunt în jur de 1500 de oameni angajați, dintre care electromecanici. Din vreo 3000 și ceva, cât erau acum vreo 3-4 ani? Cred că 5000. Sau 5000? 5000. Știți că noi avem probleme cu asigurarea stațiilor ăstea, sunt prin contracte de pază, că nu avem personal pentru a acoperi. Vedeți, e un paradox aici. Dumneavoastră, mă rog, nu dumneavoastră personal, dar structura în sine a trimis afară vreo 3-4 mii de oameni și acum angajați structuri din astea, societăți din astea de pază să vă păzească stațiile de pompare. Asta a fost atunci, probabil, reducerea. De vă gândiți la o revenire, să vă aduceți dumneavoastră exact, oameni de asta, în sistem? Despre asta vreau să vă spun, că la nivel agenției sunt în momentul de față 1500. Bun, eu am făcut o analiză a impactului financiar, fiind de meserie economist, foarte clară și riguroasă în privind reangajarea acestor oameni. Am mers la Ministerul de Finanțe, la domnul ministru Vâlcov, am primit tot sprijinul, a înțeles foarte clar impactul pozitiv prin care se face reducere foarte mare cu personalul angajat. În primul rând, atât pentru a face o reducere, o economie la prestările de servicii pe această bază, în al doilea rând, mi-asigur întreținerea și reparația cu electromecanicii angajați, iar în al treilea rând, te poți baza și sprijini ca la în orice moment, la orice situație delicată, poți să mergi cu acele echipe. Ai armata ta proprie. Exact. Și am făcut un proiect de hotărâre de guvern, prin care impactul este destul de substanțial, având în vedere că trebuie să înțelegem că și statul câștigă. Eu angajez acest oameni, dar după aceea banii se reîntorc la stat. Corect. Domnul director, vă doresc succes. Mulțumesc. În toate demersurile dumneavoastră, să reușiți să vă puneți în operă strategia despre care vorbeați, să aveți o structură bine consolidată și să vă desfășurați bine întreaga activitate. Și vă promit că atâta timp cât voi fi la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, nu pot decât să demarez proiecte și să realizez ce a fost Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare înainte de 1990 și ce este acum, și să o dezvoltăm, să încercăm prin angajarea acestor oameni să o aducem la nivelul acela. Domnilor, cred că v-am prins într-un moment cel mai potrivit, cel puțin pentru mine, adunarea generală a Asociației Producătorilor de Cereale și Plante Tehnice. Am zis bine, domnul Mocanu, din Prahova, sigur. Îmi pare rău că până acum n-am reușit să ajung la dumneavoastră, dar vă asigur că de aici o să fiu mai întotdeauna. Ați abordat câteva probleme importante în cadrul acestei adunări generale, care sigur premerge conferința, adunarea generală la PAR și conferința națională la PAR. Câteva probleme care frământ agricultorii, în mod deosebit pe dumneavoastră din Prahova, și sigur că ele coincid oarecum și cu cele la nivel național. Aș vrea să repetați câteva din ele și să vedem dacă există soluții de rezolvare a lor. Nu știu cu ce să încep, pentru că ele sunt... Sunt convins, știu că sunt foarte multe. Începeți cu cele care vă frământă cel mai tare, care sunt cel mai importante pentru fermierul prahovean. Păi cred că aș putea începe cu, e vorba de declarația pe suprafață, cu noua cerință a Comunității Europene pentru 5% înverzire, care condiționează 30% din subvenția pe suprafață, când nici până la această oră nu știm cum vom face declarațiile, cum vom lăsa această suprafață de 5%, cu ce o putem cultiva și în ce condiții putem recolta, nu putem. Deci așteptați clarificări
pe aceste subiecte, pe marginea acestor subiecte, de la autoritățile la nivel național. Da. Termenul de depunere a cererilor se apropie. Avem deja probleme cu măsurători și nu știm ce să facem, de exemplu, în condițiile în care vom lăsa o suprafață nelucrată, de exemplu. Distribuitorii de semințe deja ne presează să facem comenzile, să nu știm ce să facem. Luăm sămânță de cultura pe care vrem să o punem sau nu o luăm, reducem suprafața cu 5%. După cunoștințele mele e vorba că nu e numai suprafața simplă, se mulțește cu anumiți coeficienți în funcție de ce vom face acolo, cultură verde, cultură fixatoare de azot, etc. Totul este într-o ceață care cu cât întârzie, cu atât ne va afecta mai mult. Da, e bine că ridicați asemenea probleme, ne dați un subiect nou de analiză și de a intervieva pe cei în drept să dea răspuns la problemele cu care vă confruntați. Domnule Trif, sunteți fermier în Prahova, ca de altfel și președintele acestei asociații, sunteți tot fermier. Ce probleme vă frământă vis-a-vis de ceea ce a spus? Coincid problemele ridicate la nivel de asociație cu a noastră? Mai sunt și altele? Vă confruntați zi de zi cu diverse aspecte? Da, problemele ridicate de Adrian sunt problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi, în perioada asta și nu numai, tot timpul anului. Dar cred că asta cu înverzirea e neclară încă. Neclară și principală, ținând cont de momentul în care discutăm de ea. Nici nu știu dacă s-a discutat de anul trecut, dacă știam sau ar fi trebuit să știm că începând cu anul ăsta o să fim obligați. Să fie o condiție, probabil, chiar de acordarea subvenției. Nu știu. Eu n-am reținut de anul trecut problema asta, deși era o problemă importantă și dacă... Care ar fi trebuit adusă din vreme la cunoștința fermierilor. Da. S-au făcut structuri de culturi. Știu eu, terenurile care au rămas, poate nu sunt cele mai potrivite pentru condiția asta pe care trebuie să o îndeplinim. E complicat. Nu știu de ce nu a fost supusă un pic așa în atenției fermierilor, nu neapărat pentru a fi discutată, dar cel puțin în atenția noastră să fi fost. Da, sunt firmele, dacă ar fi să cultivăm, am discutat ieri cu cineva de la Apia, la fel cum au făcut și alți colegi de-ai mei, nici ei nu știu în momentul ăsta ce să ne spună. Pentru plante fixatoare de azot se pot recolta, nu se pot recolta, trebuie să le lași pe câmp. Nu, e... Da, sunt multe aspecte cărora autoritățile ar trebui să le dea răspuns și cât mai repede, pentru că, iată cum spunea și domnul Mocanu, se apropie perioada în care trebuie să depune cererile pentru pe suprafață și încă nu se știu foarte multe lucruri. Domnul director general, guvernați, administrați, să spunem așa, nu știu cu câtă autoritate după noua organigramă a Ministerului, agricultura județului, sunt foarte multe probleme, iată și am înțeles din tot de la domnul președinte că or să fie ceva probleme cu întabularea, cu cadastru, cu organizarea teritoriului, cum le percepeți dumneavoastră de la fermieri și cum credeți că pot fi rezolvate? Eu am fost și rămân apropiat fermierilor din Prahova pentru că... Asta am văzut, însă și faptul că sunteți prezent aici, sunteți aproape de ei. Așa este și nu numai acest aspect, pentru că și eu am condus această asociație a producătorilor de cereale și plante tehnice din Prahova până să intru în administrație. Am și foarte multă experiență în producție, le cunosc problemele. Totdeauna am avut întâlniri cel puțin cu reprezentanții asociației și după ce am auzit și problemele de astăzi, încerc să adun și pe cei de la cadastru și pe cei de la finanțe, cei de la agențiile de plăți, pentru că sunt probleme rezolvabile și noi suntem cei care trebuie să
venim și să găsim soluții pentru modificarea unor acte normative, pentru că niciun act normativ nu e perfect, e perfectibil și de fiecare dată trebuie să făcute modificări. Credeți că va reuși statul până în 2018-2020 să rezolve problema întabulării cadastrului în mod deosebit? Cu atât mai mult spun, cu cât cadastrul, ca de altfel și alte entități din cadrul Ministerului, au fost, cum să spun eu, detașate în subordinea altor structuri de guvernamentale. Mă refer la cadastru, care, de fapt, fiind vorba de cadastru agricol, cred că ar fi cuvenit să fi rămas la Ministerul Agriculturii. Sunt puțin circumspect legat de termenul din 2017-18, când vom avea cadastrul la nivel. Dar va fi, domnul director și domnule președinte, va fi o problemă deosebită în tabularea, cu atât mai mult cu cât cei mai mulți sunt, au anumită vârstă sau poate că nu mai există printre noi, sunt moștenitori, nu s-au făcut trecerea de la adevărati deținători de drept și la moștenitori. Ce se va întâmpla? Cum credeți că se va rezolva acest lucru? Va fi o problemă, cred că, încă presupune anumite costuri în tabularea unei suprafețe, cadastru, realizarea cadastrului pe suprafețele respective. Păi, am înțeles că cadastrul va fi executat pe cheltuiala statului, dar intabularea va fi prima intabulare. Va cădea în sarcina proprietarului. Acum eu, care sunt arendaș de terenul, o să-i zic arendatorului: uite, cadastrul există, du-te și intabulează-ți terenul. El probabil este, arendașul este un om în vârstă care o să zic, n-are resurse financiare, nici măcar poate să-și cumpere o pâine pe zi? Sigur, sau care n-are moștenirea dezbătută și zice: pe mine nu mă interesează să intabulez acest teren. Și atunci probabil o să cadă tot în sarcina arendașului. Vă dați seama că la un număr de, eu știu, poate 5-6 sute de arendași, probabil mai mult de 80% au aceste probleme, costurile vor fi substanțiale. Probabil un certificat de moștenitor cu o intabulare se va duce undeva la 6, 8, poate 10 mii, 1000 de lei, vor câteva sute de, o să fie costuri care nu ni le vom putea permite. Da. Un alt aspect pe care l-ați luat în dezbatere astăzi a fost reținerea la sursă a impozitul acela sau taxa aceea pe venit, nu? Sau taxa aceea de 5,5% pentru sănătate. Cum apreciați, domnul? Ce să zic? Noi de apreciat putem să apreciem într-un fel sau altul, cert e că trebuie să o facem, nu avem încotro, din păcate. Dar sarcina cui normal, legal ar fi trebuit să fie? Păi, dacă legea spune, în moment... Legea e legea, dar după opinia dumneavoastră, logic, sarcina cui ar trebui să fie? Trânge banii, sigur, în sarcina fiscului, nu. A fost pasată în sarcina noastră, nu e problemă, o facem. Atâta numai că apar destul de multe situații în care o să fim arătați cu degetul de către arendatorii noștri datorită faptului că reținerea nu se face liniar. CAS-ul, indiferent câți bani primește sau cât de puțin bani primește cineva contravaloarea arendei, pentru o suprafață trebuie reținut sau calculat la salariul minim pe economie. Dați-vă seama, cineva care are 25 de ari și ia, știu eu, 1,5 milioane arendă, deși poate sunt situații și cu suprafață și valoare mai mică, trebuie să plătească sănătatea nu la suma pe care o încasează, ci la valoarea salariului minim pe economie. Sigur, asta se regularizează. Dar mare parte din cei care au suprafețele mici și discutăm de valorile astea mici, sunt bătrânii... Le reținem cu atât mai mult. Da, 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 da. Pensionari de la CAP cu venituri mici, care în urma regularizării o să mai aibă de plătit, sigur.
Și astea, v-am zis, sunt probleme care se vor răsprânge asupra noastră, chiar dacă cel care suferă primul e proprietarul de teren. Să sperăm că până la urmă, la nivel central, se va înțelege cât de important este să reglementeze și asemenea lucruri. Înainte de a spune, am văzut că încerca să spuneți ceva. Un alt aspect ridicat aici era vorba, o ridica domnul președinte Mocanu, referitor la subvenția pe suprafață care se presupune sau ministerul s-a gândit să o crească la cei cu suprafețe până la 30 de hectare. Județul Prahova are foarte multe suprafețe, gospodării în zona de munte, în zona de deal și munte. Cum apreciați această măsură a ministerului vis-a-vis de ideea, propunerea celor care exploatează suprafețe mari? Din punctul meu de vedere e o măsură bună, pentru că cel puțin în Prahova sunt foarte mulți fermieri, să le zicem, cu suprafețe între 5 și 30 de hectare și un 25 de euro pe hectar ar fi bineveniți și pentru ei. Domnul Mocanu, dumneavoastră ați ridicat problema și într-un fel o consideră îndreptățită privind reducerea, diminuarea sumelor alocate pentru suprafață, pentru unitatea de suprafață, dacă se va suplimenta subvenția la fermierii cu suprafețe de până la 30 de hectare. Între 5 și 30 de hectare. Deci această mărire de subvenție se referă în principal la fermierii din zona de câmp. Ori eu nu înțeleg cum poți sprijini un fermier din zona de câmp care are, să zicem, 30 de hectare, când el din 30 de hectare nu poate trăi. Deci probabil tocmai de asta se vine cu o suplimentare pe unitatea de suprafață. Nu va putea trăi nici cu subvenția mărită. Soluția dumneavoastră, propunerea dumneavoastră. Soluția este ca să se, părerea mea, un fermier performant câștigă undeva la nivelul subvenției pe suprafață, e vorba de profitul net, da? Pe care îl pot cheltui pentru mine și pentru familia mea. Undeva în jur de 7 milioane. Dați-vă seama, o familie probabil îi trebuie vreo 30 de milioane pe lună să trăiască decent în zona rurală, ori 12 luni sunt 360 de milioane. Împărțit la 7 milioane, că să zicem un profit maxim pe hectar, dar să socotim și un an prost din când în când și noi. Deci lui trebuie minim 60 de hectare, după părerea mea, să poată trăi el și cu familia lui. Ori noi îl subvenționăm până la 50, până la 30. Deci oricum nu poate trăi. Unul dintre membrii familiei vor veni ca asistat social sau... Da, sunt, iată, foarte multe probleme. Eu vă recomand și vă felicit în același timp că sunteți o asociație puternică la Prahova. Am mai găsit și altele în țară. Sper ca prin aceasta să întăriți organizația la nivel național, astfel încât să vă puteți susține și rezolva cele mai multe din problemele cu care, iată, agricultorii se confruntă, nu numai aici în Prahova, ci la nivel național. Vă mulțumesc tuturor! Și noi vă mulțumim! Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. Săptămâna aceasta a avut loc la Poiana Brașov conferința tematică a pomiculturii, organizată cu sprijinul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, Centrul pentru Comunicare al Fermierilor din România și Organizația Interprofesională Prodcom Legume Fructe. Cu această ocazie, fermierii au aflat care sunt măsurile și modul de aplicare a prevederilor subprogramului Pomicultura din cadrul noului Program Național de Dezvoltare Rurală, dar și informații tehnice legate de aspecte care pot îmbunătăți producția de fructe. Iosif Cheș, ați participat la conferința tematică a pomiculturii. Cât de importante sunt aceste evenimente pentru producătorii profesioniști? Din punctul meu de vedere, cred că este exact genul de manifestare de care profesioniștii au nevoie în momentul de față. De ce spuneți acest lucru? Păi lucrurile sunt foarte simple. În ultimii 20 și ceva de ani, pomicultura românească a luat-o pe un trend descendent, s-au dat cu legea 18 pământurile înapoi, foarte multe dintre livezi s-au degradat pentru că noi proprietari nu au știut și nu știu să-și întrețină livezile. Și când vorbesc de treaba asta, mă refer și la
partea de lucrări tehnice, și mă refer și la fertilizări, la tăieri, la regimul de apă, nu în ultimul rând la micile mari detalii care fac diferența între o cultură reușită și o pierdere. Prezent la eveniment, Nicolae Popa, directorul adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a făcut o serie de precizări în legătură cu schimbările apărute în noul PNDR. Începând cu noul exercițiu financiar, toate proiectele vor fi depuse online. Beneficiarul va ajunge la contractare în maximum 3-4 luni, iar achiziția de utilaje pentru beneficiarii privați se va face ținându-se cont de prețul de referință stabilit în baza de date întocmită de agenție. În cazul înființării și sau reconversiei, solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer certificat, iar proiectele de investiții vor trebui să respecte zonarea speciilor, o condiție care a stârnit animozitate în rândul fermierilor. Eu mi-am cumpărat deja pomii pentru ca să înființez și acum mi-au zis că nu sunt, adică la noi în zonă nu știu ce pom trebuie să vând pe ăștia să-mi iau alții ca să... Deci, adică nu veți fi eligibil pe noul program național de dezvoltare rurală? De anul trecut, dacă tot ne spune că ne ajută cu bani, că nu contează cine ce... Cine să vă ajute cu bani? Ministerul Agriculturii, nu? Pentru că... Și acum, v-am zis, ne-a dat peste cap, nu știm ce să mai credem, nu știu ce să mai facem. Conform autorităților, primele sesiuni vor fi lansate pe răspunderea României în luna martie, urmând ca în iunie să se primească aprobarea oficială din partea Comisiei Europene. Tot în cadrul conferinței, fermierii au primit invitația de a adera la o nouă asociație numită Fructus, care își propune unirea pomicultorilor din România sub o singură entitate juridică. Cum vă numiți și de unde sunteți? Bună ziua, sunt inginer Dumitru Mureșan, un mic fermier din Comuna Monor, județul Bistrița-Năsăud. Ați venit la conferința tematică a pomiculturii. Ce a adus această conferință ca noutate pentru dumneavoastră? Ca noutate, văd că se pune tocmai pregnant ideea asocierii. În ceasul a 12-lea sper să ne deșteptăm și în sfârșit să ne unim, ca să avem un cuvânt de spus. Altfel, legumicultorii și pomicultorii, fiind divizați, nimeni nu i-a băgat în seamă până acum. Trebuie să luăm exemplu celor din domeniul lactatelor, a cărnii, a porcului și așa mai departe. S-a făcut apel pentru înscrierea într-o nouă asociație a pomicultorilor. Vă veți înscrie? Bineînțeles. Mi se pare ceva perfect normal. Numai așa putem rezolva problema desfacerii, a depozitării și numai așa putem scădea prețul de cost, inputurile. Domnul Lorin Vasilovici, ca organizator, vă invit să trageți dumneavoastră concluziile după cele două zile de conferință pe tematica pomiculturii. Cum o socotiți? A fost un succes? Da. Cred că este un succes. Toți parametrii pe care ne-am propus au fost atinși și mă refer atât la participare, este cea mai importantă participare la un eveniment dedicat pomiculturii. Câți pomicultori ați reușit să aduceți la Poiana Brașov? Sunt în momentul de față în sală 161 exact de pomicultori, din cei 165 care au confirmat, probabil că cei 4 care n-au ajuns exclusiv din motive de vreme și din punctul ăsta de vedere trebuie să remarc că este o participare aproape dublă față de cea de anul trecut, când am avut doar 90 de participanți. Care credeți... sigur că au mai fost aici și trebuie să spun institutele de cercetări, au mai fost speakerii, sunt 14 speakeri care au susținut prezentări, au fost fără îndoială partenerii cu care am colaborat și să nu uităm că acest eveniment este organizat la această ediție sub auspiciile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală cu colaborarea Protcom, interprofesională Protcom și Centrul de Comunicare al Fermierilor. Și să spunem că ați avut două surprize în acest an. Da, am avut două noutăți, cred că le-ați remarcat. Una este o livadă pe care am plantat-o în sala de conferințe. Sunt 140 de puieți de la 4 mari pepiniere din România. A fost un efort extraordinar, dar probabil s-a văzut. Este o
reprezentare clară a faptului că atât cei care sunt în specialitatea pepiniere, cât și mai ales pomicultorii, au fost interesați de interacțiunea pe acest subiect și numai puțin am făcut o expoziție de produse și produse conservate alături de echipamente pe care le-a prezentat unul din partenerii noștri în acest proiect. Care credeți că au fost subiectele, tematica cea mai interesantă pentru participanți? Da, e cred greu să le punem, dar într-o ordine le-aș spune așa, subiectele care au avut relevanță directă asupra problematicii sectorului și ele au fost atât de ordin științific și tehnic, dar și de ordin legislativ, pentru că suntem în perioada în care se stabilesc, dacă vreți, direcțiile privind refacerea domeniului pomicol, așa încât și aceste aspecte au fost extrem de interesante, le-ați și văzut de altfel, prezentate atât de către speakerii aduși din mediul universitar, dar și de către speakerii centrelor de cercetare pomicolă, care au realizat aceste proiecții de ghiduri privind refacerea domeniului pomicol. Domnule primar Ion Enescu, reprezentați Comuna Baldovinești din 1996, sunteți deja la al cincilea mandat, înțeleg. Întrebarea clasică, ce ați reușit să faceți în tot acest timp? Da, o perioadă destul de lungă. Ca primar, într-adevăr, 5 mandate. Atunci când am ajuns primarul Comunei Baldovinești, era formată din 7 sate. După aceea s-a divizat, s-au format două comune, una cu numele de Baldovinești, unde suntem noi astăzi, și cealaltă Găvănești. Baldovineștiul de astăzi este compus din 3 sate, satul Baldovinești, satul Pietri și satul Gubandru. Suntem așezați foarte aproape de orașul Bal și asta, acest fapt este un lucru foarte bun. Că vă ajută? Da, da, sigur că da. Cu cât ești mai aproape de un oraș, cu atât este mai bine. Da. Ce să vă spun? Cum arăta localitatea atunci când dumneavoastră ați luat primul mandat? Cu ce probleme? Că sunt convinsă că ați luat-o la pachet și cu bune și cu rele. Sigur. Pe vremea aceea, problema cea mai importantă era aplicarea legii 18, împărțirea terenurilor agricole. Așa, aceea era problema principală. S-a rezolvat, s-a realizat. Titlul de proprietate le-am înmânat cetățenilor. Este în regulă. Apar mici probleme aici și acolo, dar nesemnificative, pe care le rezolvăm, sigur că da. Dar din celălalt punct de vedere al dezvoltării, pot spune că era o comună slab dezvoltată, nu avea apă, nu avea canal, nu avea electricitate în totalitate, nu avea drumuri cam deloc, aveam numai 2,5 km de asfalt în toată localitatea. După asta am reușit ușor, ușor, pas cu pas, să realizăm proiecte de dezvoltare ale localității. Ne-am folosit foarte mult de fondurile europene care au reușit să dezvolte localitatea. Am accesat în prima dată un drum pe care ne trebuia să-l modernizăm neapărat. Am făcut 5 km un drum betonat, după care iarăși am mai depus un proiect pe măsura 3-2-2, unde am realizat cam tot ceea ce se putea realiza în această situație, adică drumurile de care vă spuneam. Nu mai avem astăzi decât vreo 400 de metri din totalul de 20 de kilometri de unde să nu existe asfalt în localitate. Adică toți cetățenii localității noastre au acces la un drum modernizat. Asta, dacă vorbim de utilități, ce puteți să ne spuneți? Asta este una dintre ele. Am realizat drumurile, am reușit să introducem apă în toată localitatea, gaze mai puțin. Este un proiect al nostru de viitor. Bun. Banii pe care i-a accesat, banii, mă refer la fondurile europene, au fost accesați prin intermediul grupurilor de acțiune locală sau cum? Nu. Avem și
două proiecte prin GAL, grupul de acțiune locală, dar, de ce vă spuneam mai înainte, sunt programe naționale unde, sigur, și valorile au fost foarte mari, că altfel nu se putea. Cu ce se ocupă locuitorii pe care îi reprezentați și cât sunt ei la număr? Nu sunt mulți. După ce ne-am divizat ca localitate, suntem 1100 de oameni în cele trei sate. Ca activitate principală, sigur că este agricultura și creșterea animalelor. Sunt câteva asociații care muncesc terenurile în localitate. Avem, cred că 99% cred că sunt terenurile lucrate în localitate. Nu avem terenuri nelucrate. Ce anume ar fi reprezentativ pentru localitatea dumneavoastră? Cu ce se mândrește? Dacă am putea să o scoatem așa în față, ce ați spune despre ea? Păi, am putea spune de... Cred că este singura, sau poate mai sunt și nu știu eu, care are toate drumurile asfaltate, de exemplu. Nu știu, poate ar mai fi, dar nu... Nu. Aveți investitori? În afară, da, ajungem și la investitori. Sunt câțiva, sunt vreo doi investitori. Este unul italian care face ceva produse industriale, robineți și alte chestiuni de genul acesta, ca investitori în localitate, vă spuneam. Mai sunt și mici meșteșugari. Noi avem un sat cu un specific anume, satul Pietriș, unde de-a lungul timpului, de când se știe satul acesta, a fost prelucrarea lemnului, se produc vestitele cruci din lemn. Asta este specificul zonei noastre. Da, mai avem și un cimitir care este monument istoric, tot acolo unde sunt plantate aceste cruci. Este interesant ca datină a zonei noastre. Revenind la primărie, care ar fi planurile dumneavoastră de viitor? Mai avem. V-ați propus pentru anul acesta. Sigur că da, mai avem multe de făcut în Baldovinești. În primul rând să finalizăm această canalizare care ne este necesară și să încercăm să inițiem un proiect pentru a avea și gazul necesar al localității. În rest, lucrurile sunt puțin așezate. Primăria e în regulă, am adus-o la o formă, zicem noi, acceptabilă. Școala am modernizat-o. Avem un microbuz școlar care transportă copiii din toate satele către școala de centru. Câți copii aveți în școală? Nu sunt mulți, sunt în jur de 100 de copii, dar care beneficiază de această facilitate. Sunt preluați de acasă de către microbuz, aduși la școală și după aceea luați de la școală și aduși acasă. Nu avem copii care merg pe jos, care merg prin ploaie, prin condiții... Nu ați făcut și after school, că e o modă acum. Este o modă, n-ați simțit nevoia, dar după ce o să discutăm cu părinții și cu cadrele didactice, dacă este nevoie, sigur că da. Deocamdată nu s-a cerut de către părinți așa ceva. Da. Acum înțeleg că de-a lungul carierei ați reușit să faceți o multitudine de lucruri. Ați spus numai lucrurile pozitive, dar cu siguranță ați întâmpinat și probleme. Haideți să vorbim și de lucrurile mai puțin plăcute. Ce probleme ați întâmpinat și cum le-ați rezolvat? Probleme deosebite nu au existat în Baldovinești. Sigur, sunt problemele momentului. Stați bine cu bugetul? Da, e în regulă, da. Avem un buget. Colectați bine taxele și impozitele, avem înțeleg. 91,5%. Colectare, procent de colectare a taxelor și impozitelor. Bugetul alocat de către Guvernul României este în regulă, este bun, ne permite să dezvoltăm localitatea, sigur că da. Cum vă descurcați cu oamenii? Pentru că vorbind așa cu primari din alte zone, am constatat că lucrează cu angajați foarte prost plătiți. E și asta la noastră o problemă? Am grila de salarizare nu o stabilește primăria, ea este stabilită prin lege, își primesc un salariu, după părerea mea, mic. Mic, da. Este o problemă salarizare.
o problemă în ceea ce privește dimensiunea lui, nu în ceea ce privește alocarea fondurilor. Păi ăștia le avem pentru a-i plăti pe oameni, dar speră și ei, sperăm și noi, că se va mai umbla puțin la salarizarea funcționarilor publici, în sensul că vor mai crește. Agricultorii din țara Bârsei, dragii mei, mai că s-au năpustit să acceseze fonduri europene prin galul, ținutul Bârsei. Au fost depuse foarte multe dosare, dar foarte puține au fost concretizate. Vedem acum prin ce dificultăți au trecut cei care au solicitat lucrurile acestea. Domnul Cătălin Frangul, reprezentați grupul de acțiune locală Ținutul Bârsei, exact. O zonă frumoasă, o zonă pe care am parcurs-o și noi atât cât ne-a permis timpul, dar înainte de a discuta despre acest ținut, vreau să vă spun că și nu este o laudă nemeritată așa pentru cei care ne urmăresc la televizor, pe unde am fost, mai toți beneficiarii fondurilor europene v-au lăudat. Mulțumesc foarte mult! Când a fost înființat grupul de acțiune locală și câte dosare au fost depuse în acest timp? Practic, noi ne-am început activitatea în 2012, la începutul anului 2012. Ne-am desfășurat activitatea normală, am lansat apelul de selecție. Am avut foarte, foarte multe dosare depuse, însă, din păcate, dacă vreți, doar 22 dintre ele s-au concretizat în proiecte și mai avem astăzi în etapă de evaluare sau precontractare încă aproximativ 5 proiecte. Am avut dificultăți, dacă e să spun așa, cu dosare incomplete. Dar de ce? Oamenii nu au fost bine informați? N-au beneficiat de consultanță adecvată? Sau de ce? Sincer să fiu, am fost dezamăgit de calitatea consultanței. Nu totdeauna consultanții oferă servicii foarte corecte și tind să trateze proiectele cu superficialitate. Au fost de asemenea probleme cu asigurarea cofinanțării de către beneficiari. Inclusiv am avut proiecte în care au trecut de etapa de evaluare și precontractare și la momentul în care trebuiau să prezinte dovada cofinanțării, n-au reușit să o prezinte. Am avut probleme cu statutul proprietății. Nu toate satele din teritoriul Ținutul Bârsei au rezolvat problema proprietății și practic sunt zone în care beneficiarii, cu toată dorința și bunăvoința, nu au putut să aplice pe măsuri de tipul 112 sau 141, tocmai pentru faptul că nu puteau dovedi proprietatea asupra terenului. Care au fost măsurile cele mai accesate? Am avut cel mai mare număr de solicitări pe măsura 312, pe crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, zona fiind între municipiul Brașov și municipiul Sfântul Gheorghe, este o zonă propice pentru servicii și pentru activități non-agricole. Din păcate, doar 6 proiecte s-au concretizat în contracte de finanțare și sperăm că toate să se finalizeze cu succes. A mai fost măsura 112, care întotdeauna a avut a generat un interes ridicat din partea beneficiarilor și aici vom avea până la finalul activității noastre un număr de 9 proiecte finanțate. Un pic dezamăgit, dacă vreți, pentru măsura 141, pentru că beneficiarii erau reticenți din cauza sumei relativ mici. Aici totuși eu cred... Măsură dedicată cui? Fermelor de semisubzistență. Însă aceste ferme urmau să primească o subvenție de 1500 de euro pe an timp de 5 ani. Practic o parte bună dintr-un salariu, permițând astfel șefului de exploatație să se concentreze pe activitatea agricolă. Oricum, pentru cele 4 proiecte pe care le avem pe măsura 141, mă bucur să văd că beneficiarii într-adevăr găsesc un sprijin în această măsură și reușesc să-și dezvolte exploatațiile. Priviți noul PNDR, să ne uităm puțin și spre viitor, ce perspective oferă el? Sunt destul de optimist. În primul rând, se pare că măsura 112 va avea un prag financiar crescut față de cel actual, se pare că vom merge până la 50.000 de euro și este maxim 50.000 de euro și este o măsură, am spus, căutată de beneficiari. Iar din punctul meu de vedere, un lucru important este faptul că se dorește acoperirea întregului teritoriu național cu grupuri de acțiune locală, ceea ce ar permite o distribuție mult mai echitabilă a fondurilor în toate zonele țării, astfel încât peste tot să existe mici nuclee de dezvoltare agricolă, non-agricolă, care să permită pe termen lung dezvoltarea sustenabilă a mediului rural.
Cum veți încerca să atrageți fermieri și nu doar fermieri pe măsurile care vor putea fi accesate pentru fonduri europene, atâta timp cât oamenii sunt încă reticenți, încă speriați de birocrație? Cum rezolvați problema aceasta? Avem norocul, dacă e să spunem așa, unor exemple de bună practică în zona, unor fermieri care au reușit să-și dezvolte exploatațiile în perioada 2007-2013 și vrem să ne folosim, dacă se poate spune așa, de aceste persoane, de acești fermieri, pentru a exemplifica partea bună. Este evident că e mult de muncă la un proiect, atât în faza de pregătire cât și faza de implementare. Până la urmă sunt niște bani pe care beneficiarul îi primește cu titlu nerambursabil și atunci acest beneficiu trebuie transformat în cantitatea de muncă, de birocrație mai mult sau mai puțin dificilă. Faptul că am avut un succes destul de bun în această perioadă 2007-2013 ne face să credem că viitorii beneficiari vor avea mai multă încredere în noi, iar la rândul nostru sperăm ca eforturile lor și de asemenea eforturile consultanților pe care îi vor alege să se îndrepte către proiecte finanțabile și proiecte care să fie implementate cu succes. Există ceva nemulțumit în această perioadă cât ați funcționat, vorbind de vechiul PNDR? Bineînțeles, a fost prima etapă, am fost la început de drum, au fost câteva hopuri, dacă vreți, și în relația cu Ministerul Agriculturii și în relația noastră cu beneficiarii. Da, până la urmă, cu timpul am învățat să ne descurcăm și să rezolvăm micile probleme. Am avut un sprijin foarte bun din partea primarilor din Ținutul Bârței, care au înțeles avantajul unui astfel de grup de acțiune locală și ne-au făcut, dacă vreți, așa reclamă în comunități, astfel încât peste tot când am avut nevoie de sprijin din partea primărilor cu o sală pentru întâlnirile de informare sau cu, știu eu, diverse resurse logistice, n-am întâmpinat niciun fel de dificultăți. Toți primarii au fost foarte, foarte dedicați ideii de grup de acțiune locală. Acumulați capital de încredere, ceea ce este foarte bine și poate acest lucru vă va ajuta să atrageți și mai mulți fermieri odată cu lansarea noului PNDR. Da, e un lucru important. Noi avem relații de colaborare cu foarte multe galuri din Europa și am văzut acolo unde grupul de acțiune locală există de ceva mai mult timp, de 10, 15, 20 de ani, există o reală, știu eu, emulație, dacă vreți, la nivelul comunității privind direcția dezvoltării locale. Privați, publici, fermieri, companii private sunt, par să meargă în aceeași direcție. Sperăm ca în următorii ani să putem face din Ținutul Bârsei un teritoriu similar și să ne îndreptăm către o dezvoltare sustenabilă pentru întreaga zonă. Vă mulțumesc frumos și succes în activitatea noastră! Mulțumesc, mulțumesc asemenea! Prin redacția emisiunii, dragii mei, este forfătă mare pentru că le-am spus colegilor, redactorilor, să aibă grijă de materialele lor. Și ce materiale vor urma, cine intră, ce iese, nu se știe, pentru că vom vota secret. Gata, începeți. Votul. S-a votat. Bine. Vom urmări un reportaj foarte interesant, asta vă promit eu. Domnul Costel, ne învățați astăzi cum punem răsadurile. Când este momentul optim? Să pornim de aici. Momentul optim este undeva la 10 ianuarie, 15 ianuarie, să seamănă roșiile, să seamănă ardeiul. Și acum mai nou să mânăm în tăvițe, în alveole. E mult mai bine, răsar mult mai bine roșiile și nu se mai pierde atâta semințe. O să vă arăt imediat cum se seamănă. Bun, ce avem aici? Spuneți-ne aici și ce avem. O alveolă de 200 de găuri, da. Deci înseamnă asta că intră 200 de semințe. Umplem alveola cu turbă, o nivelăm frumos. Cât costă alveolele acestea și turba? Un sac de turbă variază între 700 și 850 de lei, 85 de lei, 75-85 de lei. Se apasă cu alte tăvi, așa. Se formează aici o mică gaură, unde vin semințele puse. Deci, practic, noi punem răsaduri astăzi, da? Da. Astăzi semânăm ardei. Semințe de ardei gras? Semințe de ardei gras. După farfurie le luăm semință cu semințe și le punem în tăviță. Câte o sămânță în fiecare alveolă? În fiecare alveolă.
ca să putem mai târziu, peste 3 săptămâni, să le luăm de aici, dintre vițele ăștia de 200 de găuri și le mutăm în tăvițe de 24 de găuri. Asta undeva le rărim. Undeva pe 15 februarie. 20 februarie, depinde de cum e iarna de călduroasă, ca să crească răsadul. După ce să pun semințele, să mai pune iarăși un strat de turbă peste semințe. Se încopere, se nivelează frumos, se tasează un pic, apoi vii cu ele în toc, le pui în toc și le dai apă. Cam câtă apă? Apă în funcție de temperatura care o are, de este în solar. Dacă temperatura e mai mare, ele se udă mai des, că se usucă foarte repede. Ce înseamnă mai des? Mai des, la 3-4 zile le dai apă, le trebuie urmărite. Acum când sunt mici nu trebuie apă multă, dar totuși ele necesită ceva udeală ca să răsară. Dacă în prima fază nu le-ai dat apă când trebuie și pleacă colțul se usucă. Pentru că noi le sămânăm pe un strat de bălegar care dezvoltă undeva la 30 de grade, 28 de grade și mai mult. Dacă este soarele afară, să fac și 40 de grade. Și dacă le-ai neglijat și le lași atunci la 40 de grade cu colțul încolțite și nu le-ai dat apă, atunci colțul moare și nu o să mai răsară niciodată. Bun. În momentul în care le rărim, le punem în alveolele acelea mai mici, folosim aceeași turbă? Da, să folosești aceeași turbă. La sămânat trebuie o turbă mai măruntă, mai fină și la repicat, la rărit, se poate folosi o turbă care e un pic mai ieftină, o turbă mai mare. Da. Cele pe care le aveți dumneavoastră alături, răsadurile, da, când au fost însămânțate? Undeva pe 10-12 ianuarie au fost sămânate. Au răsărit, la 7-8 zile răsar roșiile, ardeiul gras răsare la 12, 13, 14 zile. Și, cum v-am spus, se repică undeva pe 15-20 februarie, aici unde lucrăm acum, aici o să repice răsadul. Când sunt gata de pus în teren? Gata de pus în teren sunt undeva la 10-15 martie, 20, depinde, cum v-am spus, de temperatura de afară, pentru că nu avem centrale și depindem foarte mult de soare. Și acum a cam lipsit zilele astea soarele la noi, îl vedem după multe zile de nord, de ploaie. Și undeva pe 25 martie e perioada optimă de plantat. Când le plantați, ce operații faceți? Mai nou folosim o folie neagră de mulci, punem folie, picurarea vine... Ce rol are ea? Are rolul de a nu mai crește buruiana, să țină udeala mai mult, să țină ud mai mult, umiditate, și nu mai ies atâtea boli din pământ. Da, să dăm mai puțin cu sapa. Avem niște scule așa de perforăm folia și dăm gaură. Și ce distanță puneți răsadurile? Răsadurile undeva la 37-38 de centimetri unul un fir de altul, 40 între rânduri și pe unde mergem poteca propriu-zisă este de 85-90. Vă mulțumesc foarte mult, informații plăcere, foarte utile, sper să vă fi fost de folos. Mă aflu, dragii mei, în rozariumul grădinii botanice din București, înconjurată de trandafiri. Uscați acum, dar la primăvară vor fi absolut extraordinari. Vom vorbi acum despre o afacere parfumată. Parfumul vine de pe plantațiile familiei Velican. Acolo am văzut ce înseamnă trandafirul de Damasc. Carmen este cea care a preparat pentru noi dulceață, șerbet, oțet, tinctură, creme. N-ați vrea să le aveți pe toate pe masă? Haideți să vedem despre ce este vorba. O afacere tânără, pornită în 2011, dar care reînvie o tradiție veche de generații, o afacere pe care o aduceți în actualitate, doamna Carmen Velican. Ați înființat cultura de trandafir de Damasc în 2011. De unde v-a venit această idee? Bună ziua! Cred că a fost un gând, să spun, mai de mult, să spun așa. Deci am avut florărie. Atunci am studiat foarte mult trandafirul, am axat foarte mult pe trandafirul de Damasc și
așa mi-a și venit ideea și am încercat să înființez o plantație de trandafiri. I-am plantat în 2011, ei erau în al treilea an când i-am plantat. În 2012 am avut prima recoltă. Cu ce suprafață ați început? Deci am început cu 10 ari, cu 700 de butași de trandafiri. Să vedem ce înseamnă, ieșind pe piață după două generații, să reînviem această tradiție. Prea puțină lume cunoștea acest trandafir de Damasc. Am fost un pic echilibrat, să spun, și am încercat să facem, să ieșim doar cu puțin pe piață, să vedem ce înseamnă și ca forță de muncă, și ca piață de desfacere. Și apoi, în primul an, ne-am vândut toată marfa. Iar în al doilea an, în a doua toamnă, am plantat iarăși încă o parcelă. Și în 2014, iarăși altă parcelă. Deci avem trei parcele la momentul de față, adică 2000 de butași de trandafiri. 2000 de metri plantați, da? Da. De unde v-ați procurat materialul săditor? O parte din material i-am cumpărat din România, iar o parte din Bulgaria, la un institut din Bulgaria. Ce presupune munca aceasta de recoltare? Cât timp și cam care este forța de muncă angrenată în această activitate? Deci, programul nostru, să spun așa, începe dimineața la ora 4. Trebuie să culegem trandafirii. Trebuie să-i culegem înainte să se ia apa, să spun, să răsară soarele, ca să își păstreze toate proprietățile, să nu-și piardă uleiurile esențiale ce le are și chiar produsul să fie de calitate la ce face mai departe. Ce reușiți să obțineți din petale de trandafir? Cât de diversificată este gama de produse în acest moment? Deci în primul an am făcut doar dulceață de trandafir și nectar de trandafir. Mi se părea că pot să fac mult mai mult și am încercat, al treilea produs a fost oțetul de trandafir și apoi am scos anul trecut apa de trandafir. Acestea sunt produsele care ceaiul anul trecut având foarte mare recoltă, deci am pornit de la... A fost un an bun. A fost un an bun, deci ne-am și dezvoltat, să spun, am avut mult mai mult. Ca și an, n-a fost foarte bun din pricina vremii. Am uscat o parte din ele, folosindu-le ca pentru ceai. Și apoi, anul trecut, mi-a venit și ideea să încep cu cosmeticele. Având apa de trandafir și dând rezultate foarte bune, m-am gândit așa să acopăr toată gama de ce înseamnă cosmetică. Și la apa de trandafir am adăugat o cremă de zi pentru început. A fost foarte căutată și foarte bună. Apoi am încercat și cu o cremă de noapte. Apoi am încercat cu o cremă de mâini, o cremă de călcâie și pentru anul acesta vreau să spun că abia aștept să începă producția. Vreau să plănuiți un alt produs? Da, vreau să lucrez la o loțiune pentru plajă și la o cremă special pentru ochi, pentru ridurile de la ochi. Vorbim de o cultură ecologică, da? Nu aplicați tratamente chimice, așa este? Da. Deci cultura este ecologică. Bine, trandafirii se îmbolnăvesc, să spun așa, tot felul de boli fac și ei ca ceilalți trandafiri, dar trebuie atunci să-i tratăm cu produse cât mai naturale și atunci avem tot felul de macerate, să spun așa, din plante medicinale, rețete care le știu de la bunica și străbunica și la plantație avem pe toată perioada vegetației butoaie,
de tot felul de macerate. Maceratele le facem din plantele medicinale ale noastre cultivate și nu numai, din flora spontană, în general. Cum vă descurcați cu valorificarea acestor produse? Acesta este cel mai greu lucru, aș putea să spune. Deci, fiind și producător, și procesator, și vânzător, dintre toate trei lucrurile, comercializarea mi se pare cel mai grea. Fiindcă ne vindem mărfurile în târguri, în diferite expoziții. Expozițiile, multe dintre ele sunt cu taxe foarte mari, sunt foarte scumpe, nu ne permitem și ne-ar conveni, deci asta este și ideea mea, gândul meu, să spun, dorința, să spun așa, ca pe viitor să rămânem producători și procesatori. Nu este suficient. E foarte mult și atât, dar minte să mai ne și vindem produsele. Înțeleg că vă căutați parteneri, nu? Colaboratori care se ocupe de distribuția produselor. Da. Deci ar fi, da, asta este dorința noastră, să găsim. Și în magazin avem magazine mici deocamdată, să spun așa, care ne-au abordat și care le trimitem produsele. Dar pot încheia contracte la ce cantitate avem noi. N-aș putea să spun cu un supermarket, dar cu marketuri, nu hipermarketuri, cu marketuri aș putea onora comenzile care mi le-ar cere. Aveți o afacere frumoasă, lucrați cu flori. Cât de profitabilă este afacerea? Din 2011 deja suntem în al patrulea an, n-aș putea să spun că, deci în primul rând nu este o afacere care să trăiești doar din ea, n-am simțit-o până acum, pe motivul că totul am investit, am reinvestit, tot ce am câștigat s-a reinvestit și nu putem spune că încă nu suntem pe profit în al patrulea. În acest moment, la momentul recoltării, câte persoane lucrează? Deci, suntem trei persoane, eu, soțul și copilul. Deci, o afacere mică, o afacere de familie încă? Da, deci este o afacere mică, să pot spune, muncim foarte mult, foarte, foarte mult, deci din 24 de ore, cred că muncim 20 sau 22 în timpul verii, când ei sunt în perioada de înflorire, atunci chiar nu avem cam pauză noaptea, cam de 2 ore, așa avem, lucrăm în schimburi, lucrăm în forță tot timpul. De la momentul înființării, când normal ați făcut o serie întreagă de investiții, ați mai avut și alte investiții? Nu, deci noi nu am avut practic nimic. Când am cumpărat, am cumpărat terenul, nu cu gândul să spun să deschidem această afacere. Deci a fost o bani investiți, să spun așa, ne-am construit o căsuță de vacanță. Și pe urmă ne-am gândit ce ar fi, da. Și pe urmă când am văzut cât de bine e și cât de frumos e cu această cultură și mi s-a părut ceva că se cere mai mult. Atunci am plantat și a doua și a treia, după cum v-am spus. Rămânem acolo și o să vedeți. La plantație sunt, poate că și prinde multe căprioare acolo. Deci avem mă referam la un alt aspect. Ați făcut o serie întreagă de investiții, ați cumpărat material săditor, ați îngrădit perimetrul suprafeței respective. Ați avut nevoie de alte investiții, mă refer aici la utilaje, poate, care să vă ajute în procesarea materiei prime? Deci avem o motosăpătoare. Este ceva care trebuie să ținem între rândurile de trandafir, să avem curat tot timpul, să avem săpat, dar este ceva, aș putea spune, nu rudimentar, deci ceva depășit, să spun așa. Deci avem alte echipamente nu ați achiziționat? Nu,
Nu, din cauza lipsei banilor, să spun așa. Deci am avea nevoie de un tractor mic, de un tractoraj mic de seră, ca să putem să intrăm printre rânduri și acolo să adaptăm cu ce se stropește, cu ce avem doar de mână, toate sculele le avem de mână. Cu ce stropim trandafire, avem un atomizor, prima dată am început chiar cu o pompă, aveam o pompă și am folosit o pompă de mână până am putut să achiziționăm acest atomizor. Și acum am gândit la fonduri europene? Da, la un moment dat ne-am gândit și la fonduri europene. Am accesat o măsură cu bani foarte puțini. Despre ce sumă vorbim? Deci vorbim despre 1500 de euro, ceea ce nu ne-a acoperit nici un sfert din costul înființării plantației, să spun așa. Dar pentru ce vă erau necesare acești bani la momentul respectiv? Cred că dacă era și de 10 ori mai mult suma, am fi avut în ce să investim. Dar atunci am mers chiar pe parte, mai aveam o parte de dat deci la achiziționarea trandafirilor, n-am avut banii suficienți și atunci persoana respectivă ne-a îngăduit și ne-a spus, zice, când o să aveți, o să ne dați. Și au prins chiar bine această măsură, să spun, cu bani puțini, pentru a acoperi datoria ce am avut-o față de furnizor. Cum vedeți anul 2015? Aveți planuri în acest sens? Nu știu, sper să fie un an mai bun. 2014 a fost un an foarte greu din punct de vedere al climei, cum a fost ploios. Am avut foarte mari probleme cu trandafirii. Suntem firma care ne certifică ecologic. Am întrebat ce putem face la trandafiri în stadiul în care era, ei erau pătați, avea rugini, avea tot felul de boli. Nu ne-a lămurit, ne-a spus doar că există o plantă, o crizantemă și din sucul acestei crizanteme se poate face tratamentul. Și am întrebat, bine, dar ca și soi, crizantema are sute de soiuri, care, zice, nu știm exact care, dar zice, descoperiți-l dumneavoastră care... Deci asta este provocarea anului 2015, să înțeleg, tratamentul la trandafirii ecologici. Da. Eu sper din tot sufletul să reușiți să găsiți tratamentul potrivit și să continuați afacerea, că este foarte interesantă. Vă urez succes și la cât mai multe vânzări. Mulțumesc foarte mult! Știați că pădurile din România sunt casă bună pentru aproape 60.000 de mistreți și unii dintre ei cântăresc chiar 300 de kilograme? La Muzeul Cinegetic din Posada putem să admirăm dinții ascuțitori și atacatori pe care și-i ascut singuri prin mișcarea maxilarelor. Haideți să vedem trofeele, sunt foarte curioasă. Se pare că am intrat cumva într-o mini pădure și zgomotele parcă. Sigur că da. Și ne pentru fac să ne simțim acasă în mediul exponatelor dumneavoastră. Da. Aici avem. Am ajuns la Mistreț sus Crofa, care este foarte bine echilibrat în țara noastră. Avem peste 60.000 de mistreți în libertate, încă o dată cât aceștia la 300 de kilograme. Pentru mistreți, colții participă la concurs. Observați cum sunt așezați pe panoplii. El are două perechi de colți. Cei mici așezați pe partea superioară a maxilarului se numesc ascuțitorii, cei mari pe partea inferioară atacatorii. Când își mișcă gura, își ascute singur colții. De aceea cei micuți sunt tociți, iar ceilalți foarte ascuțiți. La peste 120 de puncte se acordă medalia de aur. Acesta recordul național. Deci recordul național, da. L-avem aici în recoltat în 1978. Și cu punctaj de... Lățimea este foarte importantă în stabilirea punctajului, apoi lungimea. Și ce punctaj a spus? 144 de puncte.
La peste 120 este medalia de aur. Deci are deja sigur multe că puncte da. Peste. Vânătoarea la Mistreț trebuie bine organizată. Este un animal foarte puternic. Plus, respectul după vânătoare este un ritual foarte bine stabilit, respectul pentru animalul respectiv. Este și periculos, cum spuneați, dar și valoros în același sigur că da, sigur că da, foarte valoros. Și din arealul nostru cinegetic nu poate lipsi ursul brun, singura specie de urs din România. Ce exponate avem aici? Toate sunt medaliate cu aur. Prima oară. Da, din cauza sonorizării, dar pe toată lumea încântă sonorizarea. Necesarul pentru teritoriul țării noastre la ursul brun este de 4300 de exemplare. La ora actuală avem 7000 în libertate. Haideți să mergem așa. Vânătoarea controlată, să vi-l arăt pe cel mai mare. Acesta este recordul mondial la blana de urs brun, recoltat în 1984 la Ivo în Harghita. Deci tot în zona... În zona noastră, da, bine. Și lanțul carpatic protejează toate speciile de animale, habitatul foarte bine. Foarte mult. Sigur și... că da. Și din nou avem o față... Un biotop cu ursul. Dar în miniatură, dacă aici avem exponantele sigur că mari da. Care da. Sunt impresionante, aici parcă da. Ne duc cu gândul la copilărie. Observați și ursoaica cu puișori. Într-adevăr. Nimeni n-a vânat puișorii, din păcate se mai întâmplă și accidente în lumea animalelor. Eu găsim morți în pădure. O ursoaică se împerechează din doi în doi ani, nu în fiecare an. Ei... Puișorii s-au rătăcit de mama lor sau s-a întâmplat altă și... Da, sigur, și așa i-au găsit în pădure. Un pui cântărește la naștere numai 400 de grame. Oh, deci micuți. Micuți de tot. 6 săptămâni cresc un kilogram pe zi. Atât e de consistent un laptele mamei lui. Da, da. De creștere accelerată. Sigur că da. Ce mai este interesant, că ursoaica își controlează gestația în funcție de anotimp. 8-9 luni. Dacă este frig afară la 8 luni, nu naște. Mai prelungește sarcina cu încă o lună. Are puterea aceasta. Ce putem să vă spunem? Să nu mai hrănim animalele sălbatice. Sunt indicatoare în toate stațiunile montane, dar oamenii nu înțeleg. Se duc și îi dau mâncare ursului, dar este animal sălbatic, nu-l dresez cu un sandwich. Să vă uitați la ghearele lui. La o lovitură are 200 kg forță pe centimetru pătrat. Deci sunt adevărat periculoși. Urcă cu 60 km la oră, nu mult, 200-300 de metri. Dar nu ne ducem să facem grătar în habitatul lor, pentru că el nu știe, noi suntem oameni, suntem hrană. Așa este, haideți să mergem. Să nu uităm nici felinele din această sală. Acolo este râsul. Ne-a scăpat, vedeți? Sigur, am vorbit despre urs, să mergem acolo, dar să nu uităm felinele. Cu gândul la ursule, da, am da. Și trecut vedere, din vedere. Râsul este cel mai mare felin din Europa și din România, foarte bine echilibrat la noi. În jur de 1800 de exemplare, dar numai la munte. Deci numai în zona muntească. Sigur că da. Un râs adult cântărește între 20 și 40 de kilograme. De obicei, felina atacă prada la gât. O lasă fără sânge, mănâncă ce-i place, restul rămâne la celelalte animale și supraviețuiesc fără ajutorul omului. Râsul, felină și pisica sălbatică. Se urăsc una pe cealaltă. Pe pisică o întâlnim de la câmpie până la munte. Peste 8000 avem în libertate. Deosebirea față de pisica domestică sunt pernițele lăbuțelor de culoare maron chis, inelele perfect concentrice pe coadă, care indică și vârsta pisicii sălbatice, și kilogramele. Un motan de câmpie cântărește la 13 kilograme, cât un berbecuț. Deci destul de măricel, da, să spunem. Da. România deține recordul mondial la craniu de pisică sălbatică. L-avem aici în muzeu? Nu l-avem. A fost recoltat după ce am deschis noi expoziția noastră. Haideți să mergem în următoarea încăpere. Da, și n-am specificat noi la urs, se premiază și craniul separat de blană, sigur că da, pentru dimensiunile lui.
Avem un fost record mondial în vitrină la craniu de urs brun. A fost record mondial din 1994 până în anul 2000. A, deci destul de... Sigur că da, da. Acesta este din vitrină. Medalia de aur se acordă la peste 55 de puncte. Recordul nostru a avut 69-20 puncte CIC. Aveți informații, actualul record mondial, câte puncte Am are? Înțeles că este de la Kamchatka, în altă țară, numai îl deținem noi. Dar toți suntem mândri că România a avut record mondial la craniu de urs brun. Așa. Avem în următoarea sală arme primite donație în anul 2005 de la un domn diplomat din Elveția, Habermann Christian. Sunt arme care au fost folosite, dar în muzeul nostru sunt de panoplie. Trebuie să respectăm legea armamentului, nu avem voie să expunem arme care funcționează. Aici, în stânga, acestea sunt armele, pistoale, flinte, suporturi pentru praf de pușcă. Și cât sunt de vechi, aveți idee? Secol 18-19. Bineînțeles, multe specii de fazan de crescătorie. Noi aducem fazan din alte țări în crescătorii. Se obțin încrucișări de specii și de acolo exportăm în țările care l-au pierdut. Aceștia cu penele galbene, trebuie să spuneți că mi-au atras atenția, ochioși, ca să spunem așa. Este un fazan regal. Specia noastră din Libertate este tenebrosul și fazanul comun. Ei, din aceste specii ce au adus în crescătorii sunt foarte bine îngrijiți. S-au făcut încrucișări de specii și am ajuns de sunt vreo 18 specii de crescătorie. Și exportăm și se valorifică fazanul foarte bine. Așa este. În continuare, în continuare avem o sală să aducem puțină lumină și scriere despre vânătoare, obiecte personale ale scriitorului Mihail Sadoveanu. Bun, nu m-aș fi așteptat, trebuie să recunosc, mă așteptam doar la trofee, nu și la literatură. La literatură puțină, pentru că dânsul a scris foarte mult despre natură. Despre motivele. Exact. Și pasionat de vânătoare și pescuit. Obiectele le avem prin contract de împrumut de la Muzeul de Literatură. Pe o perioadă determinată. Avem permisul de vânătoare, de portarmă, fotografii cu scriitorul la vânătoare, jacheta, pălăria, bastonul, samovarul, undițele, chiar manuscrisele scriitorului, în vitrina a doua. Pasionat de șah, domino și table, mobilierul. Interesantă sală, este o expoziție temporară, Da. Până când o să mai găsim? Prelungim contractul cu sprijinul celor de la Muzeul de Literatură. Sperăm să-l mai prelungim pe o perioadă mai lungă. De când aveți sala deschisă, această sală? De 6 ani. Înțeles. Și prelungim contractul în continuare. Sperăm să putem să aducem puțină literatură pe lângă atâtea trofee care avem aici.
dulci cu zahăr. Îl ai pupa lui îndulci până s-o mai încălși. Păcate, emisiunea de astăzi, dragii mei, s-a terminat. Întotdeauna am senzația că aș mai avea la dispoziție încă aproape o oră sau două ore sau o viață întreagă să vă povestesc și să vă arăt toate subiectele pe care vi le-am pregătit. Nu-i nimic, ne revedem duminica viitoare, la aceeași oră, să fiți prezenți. Eu vin cu tot sufletul și vă aștept de fiecare dată. Ah, și să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră, să știți. A mea, a ta, a ta și a ta, oriunde ne-am aflat. Toate cele bune!